Suntem din nou în transmisiune directă cu sala polivalentă din Cluj-Napoca. Ultima semifinală a serii este cea de triplu dintre România și Slovacia. Atenție însă, transmisiunea va continua până în jurul orelor 21. Chiar dacă semifinalele se termină, mai avem meciuri din turneul de consolare cu care vom completa programul. Iată și tribuna care arată frumos, în jur de 500 de spectatori, poate chiar mai mult, participă în această seară la campionatele mondiale de Futnet. Slovacii cu Ian Brutovski numărul 3, Ian Kilic numărul 8, Silven Galus numărul 5, Igor Kulin numărul 1 și Milan Cernota numărul 9. Foarte puternică această echipă. România îi trimite în teren pe Alin Bălan numărul 13, Florin Bozga numărul 8, Silviu Crișan numărul 6, Ioan Creț numărul 3 și Emil Bors numărul 10. Câteva precizări legate de regulament. O schimbare la triplu poate implica doi jucători deodată. Este considerată o schimbare dacă cei doi jucători intră în locul unor coechipieri concomitent și se efectuează ca și la dublu câte două schimbări pe set pentru fiecare echipă. Schimbările efectuate între seturi nu sunt contabilizate astfel, așa că garniturile pot fi schimbate înainte de începutul fiecarei manșe fără a afecta, fără a se epuiza numărul de schimbări permise. Sunt câteva schimbări legate de regulament, nu se mai inversează terenurile la setul decisiv, la punctul 6, cum se întâmpla până nu demult. Iarăși s-a umblat și la regula serviciului, la dublu, care într-o vreme se executa precum la simplu, în diagonală, alternativ, în funcție de tabela de scor. Ca orice sport, și futnetul are un regulament ce poate fi perfectat, ce poate fi modificat din când în când, în funcție, desigur, de dinamica și de cercetările efectuate de către specialiști. Campionatele mondiale sunt organizate sub auspiciile UNIF, Uniunea Internațională de Futnet, în colaborare, desigur, cu Asociația Futnet România. Pentru noi, în teren, nu este vreo surpriză. Titularii probei de triplu sunt Alin Bălan, Florin Bozga și Silviu Crișan, ultimul legitimat la Simex și Meul Silvaniei, ca și Emil Borz. Ioan Creț vine de la Futnet Oradea, iar ceilalți doi, Bozga și Bălan, pe care i-am văzut că și în proba de dublu, sunt legitimați la JSF Cluj-Napoca, vicecampioana României, învinsă în finala play-off-ului de către Tengo Salonta. Semifinala. Deja avem o finalistă și la triplu. Este Cehia, care a învins mai devreme Coreea de Sud cu 11-7, 11-5. Proba de triplu este practic cea mai tacticizată dintre toate ale futnetului. E nevoie de scheme exersate la antrenament. Aici a fost un punct făcut cu capacul de către slovaci. Bozga a întins piciorul, mingea ar fi căzut oricum în teren, acolo după capacul lui Galus, cel care a început ca titular. Brutovski este pe banca de rezerve, dar cu siguranță va interveni dacă este cazul. 2-0 pentru slovaci. Revedem această fază cu Galus, care
foarte tehnic, trimite mingea pe sub piciorul lui Alin Bălan. Alin Bălan care se revanșează cu un atac în adâncimea terenului, aproape de linia de fund. Un atac cu o forță bine proporționată. 2 la 1. Rămânem încă cu acel gust amar al setului pierdut în fața Cehiei la dublu. La 10-9 a fost o minge controversată. După aceea, demoralizați, băieții noștri au început rău setul al doilea. A fost 4 la 0 pentru cehi. O greșeală la preluare pe care o comite acolo Igor Hulin. Este egalitate la 2. Egalitate la 2, plus. Igor Hulin este născut în 1991, joacă la CAC Košice, campioana Slovaciei. 3 la 2. Bălan, o minge ridicată prea aproape de pilonul de susținere al fileului, de care s-a și ferit trăgătorul nostru. Oricum nu era pe piciorul său de bază. El ar fi încercat de acolo doar o reluare foarte tehnică. În schimb aici Bălan are din nou posibilitatea să atace la linia de fund. Un blocaj, mingea cade la noi în teren, avem dreptul la 3 lovituri. Bălan se apără însă bine slovacii. Încercăm și noi să răspundem cu un exercițiu defensiv pe măsură. Pus în valoare Bălan la fileu. Vine târziu pentru blocaj oponentul său și este 4 la 3. Alin Bălan face al doilea punct între fundașii slovaci. Oamenii de pe fundul terenului sunt întotdeauna prinși la distanță unul de celălalt. Mediana este acoperită, cel puțin teoretic, de către trăgător care se plasează la mijlocul fileului. Un trăgător excepțional și acest Silven Galus, 5 la 3. Un Silven Galus care, ca valoare, nu mi se pare comparabil cu Ian Brutovski. Galus la fileu. Cu calm rezolvă această fază, chiar dacă Alin Bălan venise în vecinătate. 6 la 3. Slovacii își impun jocul specific. Time-out pe care îl solicită antrenorul României, Daniel Săsărman. Luat partida după acest timeout. Bozga pune acolo piciorul destul de rigid. Greu pentru Bălan să se descurce. Mingea a venit precum o ghiulea, foarte, foarte dificil să fie controlată. 7 la 3. Nu avem deocamdată antidot împotriva acestui joc foarte bine organizat al slovacilor. A fost un 1 la 1, de aceea trăgătorul slovac Galus a avut dreptul să se ducă, să urmărească acea minge și să o ridice. Apoi tot el a finalizat după o pasă primită de la Hulin. 8 la 3. Slovacia are 5 puncte în plus în acest set care deschide semifinala. Schimbare propusă de către Săsărman, a intrat Creț, jucătorul care a evoluat la simplu.
Alin Bălan nu poate să facă punctul de acolo. Creț ajunge bine la minge. Bălan cu distanță față de fileu și implicit față de trăgătorul advers. Și a deschis mai multe oportunități. Nelu Creț prea greșit și este 9-3. Bălan a venit la linia de serviciu pentru a prelua, tot pe el se termină faza. Avem posibilitatea unui nou atac, însă Bălan temător la această acțiune. E drept că și capacul a fost excelent plasat de către Silven Galus. Ținând cont de condițiile contextuale ale acelei faze, Bălan n-avea pe unde să dea ca să evite capacul. 10-3. Bălan preia greșit, Creț încă o dată pentru Bălan, care trage puternic din vole, însă peste întreaga lungimea terenului și este 11-3. Slovacia s-a întrebuințat atât cât a trebuit ca să câștige prima manșă, 1-0 la seturi în favoarea vicecampioanei mondiale, Slovacia. Relaxați, băieții noștri, știu că nu au ce să piardă. Miza mare pentru echipele de dublu și triplu ale României va fi mâine, când ei vor juca în finala mică. Mă gândesc că și la triplu vom avea aceeași soartă, este greu să-i bați pe slovaci, care deschid și setul al doilea cu un atac în trombă, 1-0. Cel care servește este Milan Cernota, jucător de tenis cu piciorul, născut în 1991, care a evoluat și la campioana Poloniei, la Blockers Łódź, cea care în urmă cu ceva ani se întâlnea în Interliga, o competiție regională cu Tengo Salonta. Egalitate la 1, a servit Bozga, 1-1 la fileu și mingea cade de două ori. Alin Bălan a ținut bine blocajul, a ridicat sus piciorul și l-a dominat pe adversarul din Slovacia, cu care s-a duelat acolo. Conducem cu 2-1. Aveau nevoie slovacii de acest punct făcut printr-o scurtă la fileu, minge șters acolo cu exteriorul piciorului. Este egalitate la 2, cel care a marcat este Silven Galus. Bălan trimite peste Galus, apărarea însă culege bine mingea și o aduce la același Galus, care finalizează fără emoții, 3-2 pentru echipa oaspete. Bălan reușește să ridice, obligat să facă niște pași înapoi. Galus vine bine această minge și este blockout. Bălan s-a opus pe cât a putut, desigur, însă Galus a avut inclusiv opțiunea de a forța un blockout. Iată, a trimis exact în corpul adversarului, Alin Bălan, care nu s-a mai putut feri. 4-2, Bălan pe mingea a doua încearcă să expedieze atacul. Galus, iată care este diferența totuși. Ridicătorii formației din Slovacia se comportă mult mai bine în comparație cu ai noștri. 5-2. Time-out pe care l-a solicitat Daniel Săsărman.
Se reia setul, 5-2. Bălan ajunge bine să atace pe sub blocajul lui Silven Galus, 5-3. Cu tot patriotismul pe care trebuie să-l afișez la microfon, totuși nu cred că putem rivaliza momentan și cu această echipă, cu cehii și cu slovacii. Galus obligat să alerge după această minge, mult în afara terenului, o salvează Bălan, excelent în colț, dar Galus ridică mingea de la podea. Schimbul continuă și este unul dintre cele mai lungi ale meciului. Galus, excepțional. Cu toate că Alin Bălan pare mai bine dotat din punct de vedere fizic, iată că Galus reușește să-l bată cu armele lui aici pe Bălan. Atacă de deasupra blocajului și face punctul în adâncimea terenului. 6-3. Bălan, faza continuă pentru că Galus a atins acolo mingea care a căzut la noi în teren. De aceea Bălan a avut posibilitatea să mai dea o dată în balon și aici încearcă să împingă, însă a fost în afara liniei de margine, un out. Slovacii se îndreaptă cu pași siguri către calificarea în finală. Încearcă să-l țintească pe Bălan cu serviciile jucătorii slovaci, tocmai pentru că dintre toți cei trei aflați în teren, el este jucătorul cel mai deficitar, să spunem astfel. 8-3. Bălan revine mingea la el. Atac ușor de găsit antidotul. Bălan îl blochează acolo pe Galus. Și este fileu. Fileu la Bălan, 9-3. Fileu indicat jos de către arbitrii. Să vedem la reluare. Da, este fileu. N-a mai ținut cont de reperele din teren Alin Bălan și s-a înfipt, cum aș putea să spun, în partea de jos a fileului. 9-3, o demonstrație în direct de tenis cu piciorul făcută de cehi, de slovaci, pardon, în această semifinală. Galus, impecabil, atacuri variate, 10-3. Și atenție, este al doilea trăgător al slovacilor. Cel principal, Ian Putovski, a fost odihnit în această semifinală. Bălan, cred că a atins din nou fileul, jocul continuă. Cehii se uită deja la acest meci și studiază pe slovaci, cu care se vor întâlni în finala de mâine. 11-3, Silven Galus este cel care pune punct acestui meci din semifinale. Două seturi simetrice, Slovacia învinge România cu 11-3, iar eu mă grăbesc să renunț la microfonul de comentator, pentru că vom avea un studio cu un invitat surpriză. Rămâneți alături, oricum transmisiunea va continua până în jurul orelor 21 cu meciuri din turneul de consolare. Prieteni, rămâneți pe Lux Sport.